Experții de la Institutul Național pentru Fizica Pământului au plecat rapid în zona din Oltenia, unde s-au simțit luni și marți cu tremurele de magnitudine peste 5. Vor monta noi stații de monitorizare și sisteme GPS. După cutremurul de 5,7 pe scara Richter, au urmat peste 160 de replici, iar pământul se mișcă în continuare. Cutremurile se produc destul de des, așa cam la un sfert de oră, unul sau chiar și mai des. Avem o echipă de colegi care au plecat în zona zona unde s-au produs cutremurile, pentru a îndesi rețeaua de stații seismice pe care le avem în zonă. Se vor instala și în stații de GPS cu care vom măsura deplasările falilor din zonă sau microfalilor. Accelerația maximă care s-a produs în zona respectivă a fost la Gura Zlata 0,1G. Este o accelerație foarte mare. Practic 100 de gali reprezintă o mișcare de intensitate 7. Cercetările vor fi însă de durată, iar primele date ar putea apărea chiar și peste un an. Specialiștii susțin că zona seismică din Gorj este caracterizată prin cutremure de suprafață, iar ultimul seism mai puternic s-a produs în urmă cu 80 de ani. Singura problemă care nu s-a cunoscut suficient de bine este că poate să ajungă la o intensitate așa de mare. Aceste zone de suprafață au această caracteristică, în general nu au cutremure deosebite, dar la intervale de timp destul de mari apar și cutremure mai mari. Vă dau un exemplu și zona Făgăraș-Câmpul Lung, unde a fost cutremure de peste 6, dar de mai bine de 100 de ani, n-am mai fost niciun cutremur. Dacă va veni în viitor un astfel de cutremur, nu știm exact când, n-ar trebui să fie o surpriză. Vom lua în calcul că aceste replici și cutremurile, șocurile principale, o să ne dea indicații despre existența unei falii. Cu cât falia este mai lungă, ea poate să potențeze un cutremur cu o magnitudine mai mare. Ia uitați-vă ce falie lungă avem aici. Asta îți dă un 7 liniștit. Depășește 70 de kilometri. Experții de la Institutul pentru Fizica Pământului exclud ca seismele din județul Gorj să influențeze zona Vrancea, care este destul de îndepărtată. În plus, în Vrancea, un cutremur cu magnitudine de 7 pe Richter se poate produce oricând la mare adâncime.